Bună ziua, dragi bun ziua, vreau să propun aici, începe de voi de treaba, tema pentru a face masă a așa, geometrie. Să spunem, nu se mai ia. Analizați triunghiurile trigonice de mai jos. Spuneți care sunt congruente și precizați tablourile congruente. Sunt niște triunghiuri acolo bănuiesc, nu? Da. Și să le analizăm și să vedem în ce caz de congruență ne putem situa. Dar până în altă, hai să vedem cazul de congruență a triunghiurilor de trigonice. Deci cazuri de congruență. A triunghiurilor oarecare. Unul, cazul întâi este când am zis oarecare. Latură unghi. A, da. Triunghiul oarecare, da? Latură unghi, latură. Doi, al doilea caz. Unghi, latură, unghi. Da? Și al treilea caz, latură, latură, latură. Și mai e dat și al patrulea, în sfârșit, unghi, unghi, latură. Da? Unghi, unghi, latură. Asta în cazul de congruențe ale triunghiurilor oarecare. Deci nu dreptunghice. Dreptunghice înseamnă ca un drept. Da? Și atunci, pentru triunghiurile dreptunghice, ce? Cazul ăsta, latură, unghi, latură, se reduce la unghiul de 90 de grade fiind în centru, latură 90 de grade și latură, adică catete, catete. Catete, catete. Pentru că, practic, triunghiul dreptunghic are un unghi de 90 de grade, adică unghiul ăsta din mijloc, da? Este de așa știut. Și atunci vine latură, unghi, latură, ăsta fiind catete, catete, catete. Fostul cazul întâi de congruență se reduce la catete, catete. Cazul 2 de congruență. Poate rezolva cateta. Deci, este și o ipoteză catetă, de acord, dar asta, ca să vedem unghiul de un unghi de, fiindcă am unghi latură, unghi, fostul caz, adică unghi, latură, unghi, cu a venit o catetă și un unghi asuțit. Catetă, unghi. Nu aveți așa, da? Deci există fostul caz 2, se reduce la catetă, unghi. Catetă, unghi. Și latură, 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 practic cele trei laturi, reducem la ipotenuză, catetă, da? Ipotenuză, catetă, așa, pentru catetă, catetă la vorbită, ipotenuză, catetă. Și asta sunt cele câte cazuri, trei cazuri, congruență la triunghiuri dreptunghice. Și acum, în problema ta, sunt aici desenate mai multe triunghiuri dreptunghice și noi să vedem în ce caz ne putem situa și cum putem vorbi de cele două triunghiuri care sunt congruente. Iată, am așa un triunghi desenat. Uitați așa. Și unghiul ăsta de nou de grade. Șasele din trei. Asta e de mărime 3 și aici e de 40 de grade. Da? 40 de grade. Și un alt triunghi, adică figura aici, acum D-ul, care vedem un triunghi desenat în felul acesta, dreptunghi. Tot de 3 aici. Și unghiul de aici de 40 de grade. 40 de grade și asta e de 3.
apoi, hai să spunem BO, BO, care îmi indică un triunghi dreptunghic, așa e desenat, asta e de 7, și asta e de 3. Un alt ABC-o, C, în care am un triunghi dreptunghic cu unghiul de aici de 80 de grade. Asta e de înțelege și asta e de 11. ABCD. E. La E am desenat iar și un triunghi dreptunghic în care precizăm că asta e de 3 și asta e de 40 de grade. Și înspre ABCDE, F, încă un triunghi dreptunghic, în care am asta de 11, ipotenuza e de 11, și unghiul ăsta e de 80 de grade, sigur ăsta e de 90 de grade. G. La G am un triunghi dreptunghic cu 3 și 7, ipoteza 3 și cateta, ipoteza 7 și cateta e 3, H, în care am un triunghi dreptunghic și sunt dimensiunile următoare. Asta e de trebuie să fac și o matoare de adevăr, adică asta mai mare un pic și asta mai mică. Asta e de 6, asta e de 5. 6 și 5. Și I, în care am un triunghi dreptunghic și una e de 6. Asta e de 6 și asta e de 5. Unghiul dreptunghic este aici. Care cu care, care triunghiul sunt congruente cu litere A, B, C, D, E și în ce caz de congruență ne situăm? Deci, care credeți că sunt triunghiurile care perechi de triunghiuri sunt congruente și în ce caz ne situăm? Acolo e 48 sau 40 la E? 40. Da. Așa. Care sunt... Deci, care triunghiuri credeți că sunt congruente și în ce, și ce, în ce casă ne situăm pentru a vorbi, că, pentru a avea motiv, să spunem că sunt congruente? Păi, A cu D. A cu D. Pentru pe... că au o latură de 3 cm. Așa, o catetă. Un unghi de 40 de grade. Așa, deci e catetă, catetă unghi. Uite, catetă, unghi, da? Da. Deci cine sunt congruente? A-ul cu D-ul și numai cu D-ul? A-ul numai cu D? Sau mai este încă cineva? Și cu E. Și cu E. Deci A, A, triunghiul, hai să spunem, triunghiul de la A e congruent cu triunghiul de la D și cu triunghiul de la E. Pentru că în baza cărei caz de congruență? Punem în paranteză ce caz de congruență? Catetă, unghi, da? Catetă, unghi. Apoi, alte triunghiuri congruente două de două. B cu G. B cu G. Da. G. În ce caz ne-am duce la B și la G? În ipotenuză catetă. Ipotenuză catetă. La fel, da? Da. Deci, triunghiul de la B e congruent cu triunghiul de la
De la G. De la G. Și motivăm de ce, în paranteze, e vorba de cazul de congruență ipotenuză da? Conform cazul de congruență ipotenuză catetă. Așa. C cu F. C-ul cu F-ul. Suntem în cazul de congruență catetă 1. Dar ce are de ce este? Ipotenuză cateta. Ipotenuză unghi. Ipotenuză unghi. N-am pus-o, da? Uite, putem acum. Ipotenuză. Adică la U-ul e ipotenuză unghi. Deci cazul de congruență U-ul poate fi văzut ca ipotenuză unghi. Da. Da. Deci zicem cine? C-ul. Deci triunghiul de la C e congruent cu triunghiul de la cine? F. De la F. Pe motiv că suntem în cazul de congruență ipotenuză unghi. I-U. Așa. Și ce mai avem? H cu I. H cu I. Deci triunghiul de la H congruent cu triunghiul de la I. Din mod, pe motiv că au ce? Ce cate de congruență? Catetă. Catetă. Deci pentru cazul de congruență, catetă, catetă și gata, problema e rezolvată. Trecem mai departe. Asta e la mine. La tine. Te rog, Darius. Fie un triunghi, să zicem, ABC și e în mijlocul bazei, BC. Deci, în ipoteză, da? Așa începe. Deci, în ipoteză, problemele, informațiile pe care mi-ai dat autorul sunt următoare. Deci, avem un triunghi isoscel. ABC și e în mijlocul bazei, BC. Cum scriem asta? Ipoteză. Avem. Ipoteză triunghiul A, B, C, isoscel. De regulă? M în mijlocul bazei BC. M în mijlocul bazei, scrie de Sofie M. Dar dacă isoscel, în paranteză, spunem cine este. Fiindcă BC e baza, A, B cât AC. Da? A, B, segmentul AB e congruent cu segmentul AC. Adică cele două latere congruente le și numim. Da? Iar M aparține lui BC, da? E pe BC, așa încât să fie la mijloc. BM congruent cu BC, cu MC. Cu MC, da? BM congruent cu MC. Asta din informația dată. Ipoteză. Mai departe, ce mai spui? Demonstrați că segmentul închis este AM este bisectoarea unghiului A. Deci, în concluzie, da, o să arătăm că A e, uite așa, da, de la A plec. Rotund. Rotund. Așa, semidreapta aia. Așa, da. Semidreapta aia, bisectoarea unghiului A, A, da? Da. Îl citim prin trei litere. Unghiul B, B, A, C. Unghiul A. Asta am înțeles. Deci am scris ipoteza, concluzia. Ce facem? Ce desenăm la o figură? Deci eu desenăm un triunghi isoscel. Da? Iată cum. Asta e B, baza BC. Iau pe mâna în mijloc, așa spunea autorul, și ridic o perpendiculară și undeva fixez pe A, și atunci AB e cât AC. Da? Deci eu știu foarte bine că punctele de pe perpendiculară aduse pe mijloc sunt la egală distanță. Am făcut noi chestia asta. Deci ca să vezi să triunghi corect,
ați luat un segment BC, mijlocul, cum este cazul de față, și ne ducem cât vrem mai în sus, după care unim pe... fixăm un A pe perpendiculară asta, și A, B cu AC, sigur, vor fi complete. Deci noi știm că triunghiul este istorcional, adică A, B este cât AC, că unghiul B e cât unghiul C, știm că triunghiul istorcional, unghiul la bază sunt egale, nu? Da. A, așa. Și trebuie să arătăm că AM asta este bisectoarea unghiului A, adică unghiul A a fost împărțit cu ocazia asta în câte unghiuri? În două unghiuri complete. Unghiul ăsta este cât celălalt. Da? Deci, aceste două unghiuri trebuie să arătăm că sunt congruente. Ei, cum vom arăta? Ca să arătăm că sunt congruente, zice, ce bine ar fi ca unul să-l privim într-un triunghi, celălalt în alt triunghi, și să luăm să le analizăm, și să le privim cu foarte multă atenție, și să putem hotărâi că triunghiile sunt congruente, și dacă triunghiile sunt congruente, atunci toate elementele sunt congruente. Ce triunghiuri să luăm, mai credeți voi? B-A-M. Și M-A-C. Și M-A-C. Deci fie, demonstrația aceea. Demonstrația. Fie triunghiul B-A-M și triunghiul M-A-C. M-A-C. Despre cele două triunghiuri pot să spun că au. Încep să analizez. B, A, C, T, A, C. B, M. Nu, B, A și A, C sunt congruente. Da. E dat din ipoteză, da? Deci, A, B, A, B, e congruent cu A, C, de unde? Din ipoteză. Autorul dat asta. B, M, M, C. De unde știm că B, M? Din ipoteză. Da. Așa. Da, hai să punem și unghiul ăsta mai întâi. A, B, G, A, B, M, putem ne opri și A, B, M, unghiul A, B, M, e congruent cu unghiul? A, C, M. A, C, M. De unde știm? Tot din ipoteză, pentru că triunghiul fiind isoscelă și unghiul la bază congruente, da? Tot din ipoteză. Mai avem tot din ipoteză că B-M congruent cu B-M congruent cu cine? Cu M-C. Cu M-C. De unde știm asta? Eu din ipoteză. Tot din ipoteză. Și iată cum s-a așezat. Latură, unghi, latură. De aceea am băgat unghiul la mijloc ca să fie vizibil, da? Latură, unghi, latură. Deci cele două triunghiuri au latură, unghi și latură. Latură asta cu asta. Deci conform acum, în cazul discuției, conform cazului de congruență L-U-L, triunghiurile luate în discuție, astea care au gândit mai devreme, clar că s-au poziționat în cazul TI, nu s-au situat în cazul TI și atunci triunghiurile sunt congruente. Da? Triunghiul B-A-M, e congruent cu triunghiul M-A-C. M-A-C. Și fiind congruente și celelalte elemente. Încă trei. Că trei le-am folosit. Da. De cealaltă trei sunt congruente de ochi de două. Adică? A, B cu A-C. A, B cu A-C. Băi, eu fost. A, da. Din ipoteză am folosit asta. Unghiul B, A, M și M, A, C sunt congruente. Care? Unghiul? B, A, M și M, A, C. B, A, M. Dar de unde știi tu că ăsta cu ăsta, mă? De ce nu zice ăsta cu ăsta de aici? Deoarece A, U este... M, A este latură comună. Nu, nu există așa un motiv. Deci... Unghiul B, A, M, din triunghiul ăsta, unghiul de aici se uită spre latura care? B, M. B, M, asta cu cine este? Cu M, C. M, C. M, C din celălalt triunghi privit din unghiul ăsta. Deci așa, așa gândim. Deci încă o dată.
Ai zis, unghiul ăsta de aici, da? Din ce triunghiul e luat? Din unghiul ăla, da? Din triunghiul de aici. Unghiul de aici privește spre BM. BM, asta cu cine este congruent? Din triunghiul celălalt. Cu MC. Și acum mă duc înapoi. Spre MC cine privește? Unghiul MAC. Între unghiuri congruente, la laturi congruente, cum e BM cu MC, privesc unghiuri congruente. Deci între unghiuri congruente și el sunt, cum vorbești, da? La laturi congruente privesc unghiuri congruente și invers. Unghiurile congruente privesc laturile congruente. Așadar, voi spune că neapărat unghiul B, spunem ce, B, A, M, B, A, M, congruent cu unghiul M, A, C, congruent cu M, A, C. Și asta ce spune dacă peste două unghiuri sunt congruente? Ce a devenit A, N? Latura comună. Ce a devenit A, N, dacă unghiul ăsta e către ăsta? Ce este A, N? A, bisectarea. Tocmai am împărțit unghiul în două unghiuri congruente, da? Deci când face treaba asta, ea este bisectare. Deci acum am arătat, dar din cauza unghiul acel două sunt congruente, înseamnă că A, M, A, M, bisectare. Bisectoarea unghiului BAC, plătat prin unghiul A, în două unghiuri congruente. E bisectoare. Aș putea să mă opresc aici, dar continui să spun și celelalte elemente. Uite, am lui, chiar de la început puteam să observ, că am lui este latură comună, nu? Da. Și apoi mă puteam situa în ce caz? Latură, latură, latură. Deci mă puteam duce și cu latură, latură, latură. Da? Pentru că la A, este latură comună. Chiar așa, puteam să adaug și chestia asta. Și atunci reieșea că B-ul e cât C-ul, nu? Ăsta din 90 de grade și ăsta din 90 sunt vecine și fiindcă sunt adiacente și împreună cât fac aici, împreună făceau 180 de grade, înseamnă că ele sunt și congruente. Da? Fiindcă, deci împreună fac 180 de grade. Ce înseamnă și sunt și congruente? 180 odată în două. Și atunci este din 90 și din 90. Deci mai putem spune că A, M, B, unghiul A, M, B, A, M, B, e congruent cu unghiul A, M, C, cu A, M, C. Și dacă, în paranteză, 90 de grade au cam în suflet. Adică, interesant este, bisectoarea într-un triunghi isoscel, este și perpendiculară. Cum se numea asta care e perpendiculară? Spunea, cum vorbim noi, înălțime, parcă. Da, da. Da? Deci, asta îmi spune că bisectoarea, scrieți cuvinte, bisectoarea care, bisectoarea aer, este înălțime. Da? Bisectoarea AM este și înălțime între unghi isoscel. Da? Bisectoarea și înălțime. Foarte interesant. Deci bisectoarea, practic, e drumul cel mai scurt până la PC. E ca perpendicular. Și ce mai putem spune? Nu ne-am dus pe latură, latură, latură. Eu, atunci, hai să vedem asta. Și să ducem AM latură comună. AM. Cum latură comună. Comună. Și ce să folosim aici? Nu L, L, ci să folosim L, L, L. Cazul 3. Latură, latură, latură. Și atunci adăugăm că, iată, ultima informație, că și unghiurile din B și cu C sunt congruente. Pentru că B-ul se uită spre A, M, iar C-ul se uită tot spre A, M. Deci, acum adăugăm că și unghiul B, măsura, sau unghiul B, prin trei litere ar trebui să-l citești pe B. A, B, M. A, B, M. A, B, M. E congruent cu triunghi
cu unghiul. Deci eu puteam să mă opresc aici. E bisectoare, ca atât aveam în bombă zi. S-a dat bisectoare. Dar am mai mers mai departe și am mai tras niște concluzii. Anume, bisectoarea e și înălțime. Acum avem și demonstrația că unghiul de la bază sunt egale. Într-un trunghi social. Demonstrația, într-un trunghi social, unghiul de la bază sunt egale. Demonstrația făcută rigoros. Bun. Când ne apucăm să elaborăm, să facem demonstrația, trebuie să plecăm la ce ni se oferă în ipoteză, să raționăm și să gândim pe baza informațiilor pe care le avem și să facem, să ajungem la concluzia cerută, să ajungem la ceea ce a cerut autorul. Nouă ne s-a cerut să arătăm ca el în bisectoare, adică în parte unghiul ăsta în două unghiuri complete. Asta era. Și atunci am visat. Băi, ce bine ar fi să iau un unghi într-un triunghi, cealaltă unghi în celălalt triunghi. Și ce bine ar fi dacă pe baza ipotezii aș reuși să arăt că triunghiurile acestea sunt congruente. Da? Deci să încerc să văd dacă sunt congruente. Le-am luat. Nu știam. Am început să-l analizez, să văd ce am eu din ipoteză. Păi zicea, ai ca voi cât a ce. Bun. Altceva ce mai am. Am în comună. Corect. Mai avem pe el mâncă de mâncă. Foarte bine. Și gata, văd lângă, toate laturile, concrete două pe două. Triunghiurile și sunt clar concrete, m-am întâmplat în un caz de concurență. Și acum, și celelalte elemente, adică unghiurile. Laturile ne-am toate trei le-am folosit, lângă. Și atunci, unghiurile sunt concrete. Și am văzut că unghiul are dat în două, cele două unghiuri sunt congruente, deci asta e ce pare. Am arătat că și unghiul la bază sunt congruente, am arătat că e și perpendicular acolo. Deci foarte multe lucruri importante. Într-un triunghi social, deci cu asta plecăm, într-un triunghi social, bisectoarea este și înălțime. Da? Asta, bisectoarea este și înălțime. Lătați, observați, într-un triunghi social, da, bisectoarea este și înălțime. O achiziție importantă, un rezultat foarte important, care o să ține minte. Bisectoarea nu se vin tot cu acela, a celor două laturi. De care, da, bisectoarea este și înălțime. Să vedem ce altceva mai avem, te rog. Construiți un triunghi ABC cu AB mai mic decât AC. Semitrapta A de bisectoarea unghiului A și E aparține semidreptei AC, astfel încât A e congruent cu AB. Deci la geometrie, ca și la orice probleme de matematică, trebuie citită la ca să înțelegem bine ce se dă și să vedem ce ne se cere. Am înțeles eu așa din ce ai spus, că trebuie să construim un triunghi. Dar în ce condiții? Și acum încep informațiile care se dau și le trecem în ipoteză. Da? Așa trebuie gândit. Să avem răbdare și să înțelegem bine problema. Nu ne știam o parte de problema matematică, dar am înțeles o bine. Deci, ce spune o dată? Construiți un triunghi ABC cu AB mai mic decât AC. Informații, din ce facem? În ipoteză. Avem să construim un triunghi. Deci un triunghi ABC. Să-l construim. Știm că AB e mai mic decât AC. Așa este, nu? Da. Deci AB e mai mic decât AC. Semitreapta AD, bisectoarea unghiului A. Deci AD, așa este, da? Da. Bisectoare pentru unghiul A, nu? Bisectoare unghiului A. Și E aparține
lui AC, astfel încât AE congruent cu AV. E, spune că este un punct pe? Pe AC. Pe AC. Așa încât? AE congruent cu AV. AE congruent cu AB. Cu alte cuvinte, AE congruent cu AB? Nu. Da, AB. Deci ei pe AC, pe cea mai mare, eu pe cea mai mare, așa încât A e să fie cât AB. Tot am înțeles. Păi citim problema. Vezi? Până nu înțelegem bine, nu ne putem apuca de treaba. Care problema este asta? 15. Deci construiți un triunghi ABC, știm că avem AE, de 15. AB, mai bine că la C. AD este bisectoarea unghiului A și E aparține lui A, aceeași încât AE congruent cu AB. Demonstrați că, păi, deocamdată, punctul A a fost ăsta, da? Punctul A a fost să construim triunghiul cu datele acestea. Deci, practic, știm că avem AB, e mai mică decât AC. Deci, avem că AB, uite asta, AB, față de AC, mai mică. AB, mai mică decât AC. Da. Și acum, știu că AD este bisectoarea unghiului A. Deci, unghiul A e dat în două. Și AD aceasta este bisectoare. Acum, ce mai avem noi? Mai avem că eu este pe AC. Eu este pe AC aici, încât AB este cât AE. Da? AB este cât AE. Eu nu este la mijloc. Să nu facem vreo confuzie, hai să șterg și eu, că la mine și care e egal. Și nu-i treaba corectă. Uitați așa. Ce o să spunem că este aici și de aici. Da? Deci... povestea este să construim triunghiul ABC știind latura AB cât e din mare, o știu și pe AC. Știu pe AD, iarăși, cât e de mare, cât e bisectoarea unghiului A. Și trebuie construit triunghiul este un pic inexact aici. Deci, construiți triunghiul ABC, în care AD e mai mic ca C, AD este bisectoarea unghiului A, și E este pe aceeași așa încât AE este cât AB. AB este cât AE. Da. Deci am făcut mai înainte triunghiul ABAE. Ce fel de triunghi este? A, B, E. A, B, E este? Isoscel. Este triunghi? Isoscel. Din ce motiv este triunghi isoscel? Pentru care două unghiuri are două... Laturi congruente. Latura asta cât asta mi-am vorbit. Așa, nu? Triunghi isoscel, asta înseamnă care. Bun. Și fiind faptul că AD e bisectoare, ce am spus despre AD?
Un pic, ce este bisectoarea într-un triunghi? Înălțime. Într-un triunghi social, cum este bisectoarea? Este și înălțime. Și am văzut că pică chiar la mijloc. Încă ceva. Așadar, ce fac eu acum? Duc pe ADE, prin mijlocul lui, prin mijlocul lui BE, printr-un punct M. Da? Printr-un punct M. Și acum, mădițele astea, asta este, sigur, bisectoare. Da. Și iată că am reușit să construim triunghiul ăsta ABC. D-ul este punctul pe care îl avem în clipa asta ca bisectoare. Deci cum anume procedăm? Deci trebuia să construim triunghiul, adică să ajungem la construcția lui, știm de AB ca mărime, știm și de AC ca mărime, deci așa, aveam un segment AB, un alt segment AC, da? AB și AC, și știu și pe AD că este bisectoare. Mai am că AE este cât AB. Da? Și atunci ce înseamnă asta? Dacă AB este cât AE, triunghiul acela este isoscel, da? Și ca să mi iese problema, deci am spus că BE, iau pe AB cât AE, triunghiul acesta devine isoscel și mijlocul lui BE unesc pe A cu mijlocul respectiv, se intersectează și am găsit în punctul D, am găsit pe D, punctul de pe BC, cât AD este bisectoare. Hai să vedem punctul B, ce spune că ne presează din ceilalți. Să vedem ce spune mai departe. Arătați că AE este congruent cu AB. AE congruent cu AB. Nu. Demonstrați că D e cât BD. D e este cât BD. Asta. Deci arătăm că D e este cât BD. Asta de aici este cât asta. Asta e problema noastră. Deci punctul B trebuia să arătăm că BD, segmentul BD, e congruent cu segmentul DE. BD cât DE. Păi au două laturi. BD în ce trebuie să-l prinde? Pe BD. BMD. BMD. Da. Și? Și MDE. Și MDE. Și despre cele două triunghiuri ce poți să spui? BMD și DMIE au? O latură comună. Au pe MDE, da? MDE asta e comună. Și au două la... Ce fel de triunghiuri sunt am arătat mai înainte? Ce fel de triunghiuri sunt așa? El este un, aici bisectoarea pică la mijloc, nu? Și, da, și e și mijloc, deci asta de aici, asta de aici, hai să pun cu... Am arătat în problema anterioară, deci asta de aici este cât asta la altă. B, M este cât M, E. Da? B, M cât M, E.
Latura asta de aici este latura comună. Unghiurile sunt din 90 de grade, așa. Da. Deci, catetă, catetă. Am fi, da? În catetă, catetă. Deci, dacă luăm spre analiză triunghiurile, deci fie triunghiurile care? Bâmântele. Da. Deci fie triunghiurile bâmântele. Deci demonstrație aici. Fie triunghiurile, fie triunghiurile B, M, D și triunghiul. O, M, D, E. M, D, E. Ele au ce au? O, pe M, D, latură. Așa, M, D, latură, M, D, latură, comună. Apoi, pe B, M, cât nu e. B, M, congruent cu M, E. De unde B, M, cât M, E? Din B, M, cât M, E. Din problema anterioară. Da. Că am demonstrat că dacă ai într-un unghi A, B, C, A, B, E, isos, cel și-a dus bisectoarea ei și pică la pendicula și la mijloc. Da? Deci, demonstrat anterior. A, anterior. Problema de mai înainte. Am demonstrat asta. Și unghiul ăsta de câte grade este aici? 90. Deci, triunghiurile sunt dreptunghice și asta și cu asta sunt catete-catete, da? Deci, conform cazului catete-catete, triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Triunghiul B, M, D e congruent cu triunghiul D, M, E, D, M, E. Și triunghiurile fiind congruente, rezultă că toate elementele sunt congruente, adică B, D, B, D, e congruent cu cu D, E. B, D, cât, pardon, cât, cu D, cât. B, D, congruent cu D, cât, ce, ce trebuia să... B, D, cu D, E. B, D, cu D, E și ce, ce trebuia să arătă. Da? Ce, ce trebuia să demonstră. Altfel, pe B, D, mai puteam noi să privim într-un alt rinichi. Pe B, D, într-un alt rinichi. Voi v-a dus în B, M, D. Dar nu mai putea să fie vorba și într-un alt rinichi. În care a trebuit să fie intrat? Eu așa puteam. B, A, D. B, A, D? B, A, D. Și care e altul? A, D. Și A, D? E. E. Deci m-aș fi dus, eu în demonstrație, nu m-aș fi dus pe ce ați spus voi, ci m-aș fi dus așa, triunghiul B, A, D și A, și, sau D, A, E. Cele două triunghiuri au. Au pe A, B, cât A, E. Au pe A, D, comună. Unghiul din A, 1, adică ăsta, cât ăsta, fiind asta a fost duse bisectoare. Și se vede cadrul de congruență. Latură, unghi, latură. Ia să facem și așa. Deci fie triunghiurile. Deci, de altă soluție, da? Fie triunghiurile. Deci e important să prindem de bădă și de dăie. Și să putem arăta de triunghiul să congruență. Fie triunghiurile care ne-a zis? D, B, A. D, B, A. Triunghiul D, B, A. Și triunghiul. D, A, E. D. Triunghiul D, A, E. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Ce au? A, B, A, B, congruent cu A, E. De unde știu că a fost A, E? Pentru că